Este ora 14, bine v-am regăsit. Critici pentru guvern în ziua rectificării bugetare, venituri supraestimate cu 9 miliarde de lei, cheltuieli subestimate cu 6 miliarde de lei. De asemenea, guvernul, în ceea ce privește prețul energiei, subestimează datoriile pe care le are. Prețul acesta al energiei va pune presiune și mai mare pe buget. Sunt concluziile unui raport remis astăzi de Consiliul Fiscal. Permiteți-mi să-l salut pe domnul Daniel Deianu, care este președinte al Consiliului Fiscal. Bună ziua, domnule Deianu, vă mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua. De asemenea, le mulțumesc invitațiilor mei din studio. Sunt și alte subiecte de abordat. E o zi foarte interesantă în care vom analiza felul în care țările europene încearcă să facă rost de gaz. Vom vedea și cine sunt noi oligari ai Europei. Sunt tensiuni între Polonia și Europa Occidentală. Politologul Cristian Preda este în studio alături de mine. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru prezență. Val Vâlcu a rămas de asemenea alături de mine și îi mulțumesc. Domnule Deianu, cu dumneavoastră vreau să încep. Raportul de astăzi arată o imagine distorsionată. Dacă nu e ăsta cuvântul potrivit, mă veți corecta. Spuneți că guvernul supraestimează veniturile, subestimează cheltuielile, iar sumele pe care le dați sunt destul de mari. Care sunt riscurile? Noi emitem la fiecare construcție bugetară, la fiecare rectificare de buget, opinii. Iar opinia de astăzi este obligatorie ca tot ceea ce intră în mandatul nostru, nici pe masa ședinței de guvern, nu poate să intre o rectificare de buget, mai vorbesc de adoptarea unui buget, fără opinia noastră. Nu înseamnă că opinia noastră poate să stopeze discuția privind adoptarea unui buget sau a unei rectificări. Dar avizul nostru este obligatoriu. Acum ce facem noi este să evaluăm venituri și cheltuieli. Și nu este prima dată când Consiliul Fiscal consideră veniturile ca fiind supraestimate și cheltuielile subdimensionate. Sumele sigur că sunt considerabile. 9 miliarde la venituri care sunt supraapreciate și sub dimensionare de cheltuieli. Însă nu există, aici nu există o determinare mecanică. Chiar astăzi s-a anunțat de pildă o cifră care nu era așteptată de analiști, și anume evoluția economiei pe trimestrul 2, care era anticipată ca fiind mult, mult încetinită creșterea, practic o stagnare, în timp ce astăzi se vede că cifra aceasta anunțată de Institutul de Statistică poate să conducă creșterea economică în acest an, în termeni reali, la în jur de 6%. Se poate întâmpla așa ceva, ceea ce ar favoriza o diminuare a decalajului pe care noi l-am evaluat în ceea ce privește veniturile. Asta e perspectiva pozitivă. Asta este o știre, să spunem, o știre pozitivă, chiar dacă sunt semne de întrebare privind totuși ce a determinat această evoluție mai bună în trimestrul 2 a economiei. Pentru că, oricum, ceea ce noi spunem în analiză este că în partea a doua a anului creșterea nu va fi ca în prima parte a anului. Acest lucru nu poate să fie, cred eu, invalidat de circumstanțe interne și mai ales externe. Deci noi vom avea o încetinire a ritmului în partea a doua a anului. În ceea ce privește, deci de aici apare acea surpriză care să reducă din gap-ul pe care noi l-am evaluat ca fiind cel rezultat din proiecția guvernului la rectificare și ceea ce noi vedem ca venituri plauzibile pentru 2022. La cheltuieli, îndeopște,
sunt subevaluate cele cu servicii, chiar cu asistența socială. Una peste alta, noi în opinie vedem o discrepanță de circa 15 miliarde de lei, pe care ca pondere în PIB se duce la puțin peste 1% din PIB, și de aici diferența între 5,84, care și astăzi am văzut că domnul ministru Adrian Căciu vrea să termine execuția bugetară în acest an cu 5,84% din PIB, în timp ce noi am văzut un procent care este în jur de 7%. Însă ceea ce cred că rezultă, se vede că este boldat în sinteza opiniei noastre, este că marea problemă a execuției bugetare în acest an, cum se spune elefantul din încăpere, este legat de impactul bugetar al schemei de compensare. Facturile la energie, despre asta vorbim. Sigur, nu numai prețuri. Că noi acolo diferențiem între factură, valoarea facturilor, care ține principalmente de modul cum a fost construită schema de compensare, uh-huh, și care este, să spunem, amploarea sau area de acoperire a acestei scheme. Și, sigur, evoluția ale prețurilor, care pot să ne fie nefavorabile. Și aici noi, în opinie, am alocat puțin loc, pentru că nu este treaba Consiliului Fiscal să examineze piața energiei din România. Dar sunt hibe foarte mari. În Europa există deficiențe în piața energiei. Iar prețul energiei e la un nivel, la un maxim istoric de câteva zile. Nu, asta ține de prețuri și nu neapărat de modul în care este organizată piața. Este drept că dacă legi tarifele la electricitate de evoluția prețului gazului natural, ai o problemă, și în Spania și în Portugalia, de aceea au decuplat această legătură mecanică, pe care nici eu nu o înțeleg. Pentru că în condiții atât de dificile nu trebuie să ai această legătură mecanică. La noi, din nefericire, și nu se face distinție, ceea ce noi subliniem în această analiză, eu am încercat de-a lungul timpului să spun că reglementarea pieței sau dereglementarea pieței nu echivalează cu liberalizare. Liberalizezi piața, dar trebuie să o ai bine reglementată. Noi nu am avut reglementări bune pe piață, nici înainte nu le avem, nici acum. Pentru că nu este firesc ca să ai operațiuni la prețul zilei de mâine, acele spot, peste 50%. Este o situație neîntâlnită în Europa. Sau rolul nefast al traderilor. Ce sunt traderii? Dom'le, să nu ne știm să spunem, ei speculează. Nici n-ai avea nevoie de acești traderi dacă ai avea o piață care să fie bine organizată. În mod normal, pe distribuție ar trebui să avem ce? Producător? Eventual importator, pentru că n-ai ce să faci. România, fiind un importator net de energie, și să ai furnizori. Noi avem rolul nefast al intermediarilor pe piața energiei. Și să revin. Necazul este că pentru bugetul public, și noi am căutat, am adresat, am solicitat informații și la Ministerul Finanțelor și la ANRE, care este reglementatorul în acest domeniu, informațiile nu sunt suficiente, cele din spațiu public. Sigur, sunt date vehiculate, dar mai ales... Dar ați primit informațiile? Noi considerăm că în momentul de față, noi ce am avut în portofoliul nostru pentru analiză nu a fost suficient. Și totodată, noi nu ne putem bizui în analizele pe care le facem pe declarații ale părților implicate într-un contencios. Cât cer furnizorii, ce spune ANRE-ul, odată e vehiculată o cifră, altă dată o altă cifră. Noi suntem obligați să lucrăm cu date oficiale, nu cu, să spunem, informații privilegiate, și nu avem voie să facem așa ceva. Însă, constatarea noastră, care este negată, este impactul asupra bugetului este considerabil mai mare decât cifra pe care noi am prins-o în analiza rectificării, și anume în jur de 7 miliarde de lei.
am adus la oaltă sprijinul pentru gospodării, pentru casnici și sprijinul pentru întreprinderi, care merg pe două filiere, Ministerul Energiei și Ministerul Muncii. Aceste 7 miliarde, în opinia noastră, sunt considerabil sub impactul care va fi consemnat la finele anului, chiar dacă unele plăți vor fi amânate pentru 2023. Da, și aceasta este marea problemă pentru bugetul României, fiindcă la rectificarea din noiembrie, dacă nu ar fi fost, să spunem, chestiunea energetică, oricum, pe fondul unei creșteri mai mari economice decât cea care a fost luată în calcul în proiectul rectificării, pentru că acolo se vorbește de 3,6% creștere a PIB, creștere reală, în timp ce creșterea probabil va fi în jur de 6% în acest an. Deci venitul PIB-ul nominal va fi mai mare decât cel care este în rectificare și vor fi și niște venituri suplimentare. Da, chiar dacă sună, poate suna tehnic, este evident decalajul de calcule despre care vorbiți și, de asemenea, povara prețului energiei, a facturilor pe care este o povară, da, este o povară foarte mare. Eu am văzut și declarațiile domnului ministru de astăzi, dar domnia sa spune, în rectificare vom face ceea ce este necesar, se va vedea. Și eu știu că pe primele 7 luni, într-adevăr, execuția bugetară poate să țină deficitul sub 2% din PIB. Problema nu este că pe primele 7 luni avem acest deficit. Problema este că plăți vor fi mult mai mari în partea a doua a anului, exact. Și impactul schemei de compensare va fi masiv. Aici este, să spunem, nu spun nebuloasă, pentru că sunt convins că persoane autorizate știu și în Ministerul Energiei și la ANRE și Ministerul de Finanțe care sunt cifrele cu care trebuie să se lucreze. Problema este că acest buget nu a lucrat, cum se spune în engleză, forward-looking, și această rectificare. A fost backward-looking, adică a privit înapoi. Pentru că există totuși în România o istorie a consumului. Se știe cât consumă cetățenii și fermele vara, primăvara, iarna, și se putea face această estimare pe tot anul a impactului schemei de compensare, dincolo de evoluția ale prețurilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Daniel Leanu. Sunt importante aceste avertismente, chiar dacă, repet, pot părea tehnice. E vorba despre viziune. Consiliul Fiscal spune, se privește înapoi, ori trebuie privit înainte. Suntem într-o zi în care înțeleg că importurile de gaz ale României au fost întrerupte. Jurnaliștii încearcă să afle de ce s-a întâmplat asta. Niciun răspuns. Încercăm să aflăm, domnule Preda, de ce plătim prețuri de 4 ori mai mari decât Spania la energie. Vedeți, tot acest context internațional reprezintă o oglindă pentru România pe fondul unei comunicări precare din partea autorităților. Cum explicați, ca politolog, ca om care predă comunicarea și buna înțelegere a lucrurilor, această reticență? Reticența în a comunica, chiar cifrele către Consiliul Fiscal, Daniel Deanu spune, am solicitat ceva, dar n-am primit chiar ce trebuia. Da, asta e îngrijorător, mai ales că, în fine, domnul Deanu, prin instituția pe care o conduce, spune lucruri foarte importante, de care și legal e nevoie atunci când intervine o schimbare. E consultat, dar trebuie să se țină cont. Da, e și un foarte experimentat finanțist, a fost și ministru, a fost și deputat european, adică nu e un om care să joace și semnalele de alarmă pe care le trage sunt serioase. Acum, de ce se comunică prost? Pentru că nu avem miniștri de calitate. Uitați-vă la cariera domnului Căciu și nimic nu explică faptul că e azi ministru. Dacă v-a fi spus cineva cu 3 ani că domnul Căciu va fi ministru, ați fi fost foarte mirată. Nu mai vorbesc de alți actori, nu? Primul ministru
străduiește foarte tare să comunice. Am mai fost și în emisiuni invitat la dumneavoastră, când abia scotea o vorbuliță citind, de altfel. Nu poate să vorbească liber. M-am uitat zilele trecute de curiozitate și la CV-urile numeroșilor consilieri pe care i-are primul ministru. N-am făcut o analiză la toată lumea. Și am constatat că sunt persoane care nici măcar nu știu să alcătuiască un CV, ceea ce este elementar pentru orice persoană care astăzi caută un loc de muncă la un anumit nivel, până și la cel mai mărunt nivel. Trebuie să știi să alcătuiești o listă în care expui ce ai făcut, cum ai fost format, unde ai muncit, ce avantaje ai, ce... E bine, sunt persoane care îl consiliază pe primul ministru și care, am dat câteva exemple, nu știu cum se face un asemenea document. Sunt vremuri în care nu mai putem spune, lasă că merge și așa. Păi nu merge și așa, că vedem că nu merge și așa. Lumea este derutată. Felul în care, așa cum spunea și dumneavoastră, sunt anunțate deciziile, e defectuos. Foarte puțin dintre cei care urmăresc zi de zi știrile înțeleg până la urmă despre ce e vorba. Se adaugă și faptul că sunt multe ezitări. Subiectele sunt lansate și durează săptămâni, luni uneori, până se ia o decizie, deși e nevoie de hotărâri mai ferme nu și mai prompte. Nu sunt doar ezitări. Ministrul Energiei îi spunea unui confrate jurnalist, da, nu mai insistați, că nu vă spun. Da, nu mai vorbesc de faptul că s-a și pierdut obișnuința de a face regulat conferințe de presă. Nu, exista o anumită periodicitate. Nu mai vorbesc de faptul că se publică rare ori articole de opinie ale responsabilor politici, nu? Asta nu există. Toată... Editorial, presa occidentală e plină de editoriale, păi da, scrise de oameni politici. Da, deci dar primul ministru publică și spune în următoarele... Poate, pentru că nu sunt dați cu scrisul, cum se spune colocvial, domnule profesor. Acum, știți cum e? S-a ajuns să se transforme în știri comunicatele pe care le face primul ministru pentru că s-au împlinit 112 ani de la nu știu ce... Tăiere de panglică. Tăiere de panglică, da. Adică nici nu se mai... Vedeți, ăsta e paradoxul, se comunică mult, cantitativ, dar nesemnificativ, adică intrăm pe site-ul guvernului și vedem doar comunicate sau în mare măsură comunicate la aniversări. Și nu mai sunt aniversări 50 de ani sau măcar un sfert de veac sau un secol, ci 114 ani sau 37 de ani de când nu știu ce unitate de pompieri a fost făcută. Asta e comunicare, e neserios, vedeți? Și lucrurile esențiale, ce ni se întâmplă la toamnă, nu? Vor fi resurse pentru a plăti salariile, nu? Zilele astea a fost o întreagă controversă. Urmau să le mărească unora salariile, iar s-a înțeles că nu se mai măresc doar unora salariile, se măresc tuturor bugetarilor cu o fracțiune dintr-un calcul făcut pentru referința la măririle până 2020. Calcul care creează din nou controversă. Și acela este imposibil de deslușit de cineva care... îi urmărește pe responsabil. Trebuie să te duci să întrebi un contabil ca să afli ce vrea primul ministru. Știți? Da, valvuri cu președintele. Am exagerat puțin, dar cred că linia cam asta e. Nu, e interesant punctul dumneavoastră de vedere. Da. Veniți din catedra unei universități, Valvulcu de asemenea e profesor de jurnalism, poate comunicarea experților sau nu știu, de desubturile comunicării ne mai luminează și nouă mintea. Președintele Iohannis se duce la reuniunea PNL-ului, se întrunesc cu școala de vară. Sunt practici curente ale partidelor, ele sunt binevenite dacă ung puțin acest mecanism al comunicării. Ne așteptăm la ceva, președintele le va zice să apese pe accelerație celor din PNL? Nu cred că ține legătura cu partidul care l-a propulsat la... susținul la Cotroceni, nu cred că are vreo semnificație politică deosebită. Ar fost ceva extraordinar dacă se ducea la școala de vară USR-ului sau, nu știu, a unui partid ăsta mai excentric. Dar revenind la... n-aș dori să fie premierul preocupat de comunicare. Am avut premier care doar asta făceau. Ambalau frumos, știau... să-și prezinte marfa. Adică să, dacă ar tăcea și ar făcea, ar fi mai bine decât dacă ar... Doar bun, să tacă. Aici cu ce trebuie să mai avem în vedere e că guvernarea e una de coaliție. Și evident, fiecare
își țintește propriul electorat. PSD-ul merge pe varianta mai de 100 de lei, mai hai să mai facem un ajutor sau așa mai departe. Vor fi bani. Domnul Dean nu poate să stea liniștit, să va închide bugetul, foarte simplu, cu cele 6 miliarde în plus, minus, cum or fi. De ce se vor închide? Că nu se vor face investiții. Adică nu se vor, există și prevăzut acolo nu știu câte miliarde pentru cutare și o să le mute către salarii, furnizori, traderi și așa mai departe. Sunt primării care în momentul acesta spun, ne expiră contractele de gaz, nu vine nimeni, nu vine niciun furnizor că nu le-am plătit datoriile. Și atunci e riscul. Deci, dacă ne referim la cota din TVA, pentru că altfel sunt primării care susțin rețeaua publică, așa cum e cea din capitală, unde se duce cea mai importantă cheltuială în București este pentru subvenția la căldură, la încălzirea locuințelor. Sunt primării care nu, fiecare e pe cont propriu și au omul centrală de apartament, sobă cu lemne, nu știu, cum se descurcă. Domnule profesor Preda, extindem puțin perspectiva. În momentul în care vorbim, președintele Erdogan s-a dus la Kiev. Cine ar fi crezut? Vorbește cu Volodymyr Zelensky despre criza cerealelor. Pe de o parte, tonul Poloniei în Europa devine și mai critic. Ei fiind oricum critici, polonezii denunță un sistem oligarhic al Europei Occidentale. Întrebarea e, va mai rămâne Uniunea Europeană la fel de solidară ca până acum, după această iarnă în care fiecare pare că își apără propriile interese, fiecare caută gaz pe cont propriu? Eu cred că Uniunea Europeană a fost întărită de lunile recente, adică gestul de solidaritate cu Ucraina și gestul de coeziune în interiorul Uniunii au fost foarte numeroase și asta a arătat că Uniunea e solidă. Acum, sigur că există și în fiecare țară și firesc asta o dezbatere democratică în Polonia, pentru că ați amintit de lucrul ăsta, e o mare dezbatere între tabăra Kaczyński, tabăra de la putere, în care ei, am văzut foarte vocal recent și guvernatorul Băncii și respectiv tabăra Tusk. Nu? Tusk este stigmatizat pentru că, vezi, doamne, ar susține, am văzut o declarație recentă, un soi de politică imperialistă a Germaniei. Asta ține de dezbaterea, repet, internă din Polonia. Nu? Polonia este un european convins, un om care a jucat un rol important în anii recenți în Europa. Vă amintiți și vizita lui foarte frumoasă din timpul președinției române a Consiliului. Când Donald Tusk a avut un discurs foarte frumos la Ateneul Român, sigur, da. Un om de toată... Mai bun decât mulți alți oameni politici din România. Nu vreau să fac comparații în sensul ăsta. Ei bine, în Polonia continuă dezbaterea pe marginea relației cu Bruxelles. Deși atitudinea Poloniei în vremea conflictului din Ucraina a fost diferită de atitudinea Ungariei, și de asta Polonia a ieșit întărită ca actor politic semnificativ. Pentru că au fost serioși, pentru că au fost serioși, au susținut consensul și așa mai departe. În timp ce Ungaria, cum vedem, încearcă să trișeze în toate felurile. Depinde foarte mult Ungaria de resursele energetice din Rusia. Are și o mare problemă acum, apropo de combustibil, nu? Și penuria de combustibil. Păi da, și vedeți că și la noi a fost discuția asta. S-a vorbit despre o plafonare și contraexemplu care a fost anunțat atunci de cei care nu vreau plafonare a fost tocmai Ungaria. Și iată că au avut dreptate cei care au spus dacă se plafonează prețul, se ajunge la penurie. Și Pe de altă parte, astăzi când vorbim, prețul petrolului e mic, a scăzut. Da, nou. Acum, în fine, nu sunt un expert al chestiunilor de piața petrolului, dar ce știu și eu și cred că știe toată lumea, e faptul că prețul de astăzi nu e neapărat prețul care a fost cumpărat. Nu petrolul pe care pe urmă îl prelucrești și îl transformi în benzină. Deci nu e o corelație directă între prețul de ieri al petrolului și prețul de azi al benzinei. Da, atunci când crește, când a crescut prețul mondial, la doua, treia zi, hop și al nostru, când a scăzut. Acum cine trece pe piață e altă poveste. E o problemă clară cea a energiei și va fi o iarnă grea pentru Poloniei, spre exemplu, cum stau ei cu PNRR-ul?
Am înțeles că au probleme. Ei stau foarte prost cu inflația și, de fapt, disputa din... PNRR-ul condiționează aceste fonduri. În Ungaria nu le dă deloc. Deci ar avea și alte motive decât disputa internă de supărare. E adevărat. E o arhitectură politică destul de complicată și mulți dintre politicienii polonezi n-au înțeles încă ce se întâmplă în relația dintre un stat membru și Comisie și atunci preferă să stigmatizeze. Eu mărturisesc că am o simpatie foarte mare pentru domnul Tusk și cred că în vremurile astea e loc pentru dialog și moderație. E nevoie de dialog și de moderație. Problema în Polonia este că inflația e la fel de mare ca în România. Da. Și spre deosebire de ceea ce se întâmplă în România, unde opoziția e foarte slabă, în Polonia opoziția e puternică și opoziția e reprezentată de Tusk. Și atunci, sigur că reacția guvernatorului Băncii, care e un personaj politic, deci să nu vă închipuiți că guvernatorul Băncii din Polonia e un soi de Isărescu. Nu, e cineva, e un prieten al lui Kaczynski, care a fost pe vremuri de altfel și ministru cu... E adevărat că ne-e greu să înțelegem cu cine e prieten domnul Isărescu, că a supraviețuit atât. Da, Isărescu e o personalitate a vieții noastre publice care a trecut prin toate regimurile, da. Nu? Nu e omul cuiva, nu e omul președintelui Iohannis să spună guvernul face bine pentru că e al președintelui Iohannis. Caricaturizez, dar cam asta e situația în Polonia. În Polonia, dezbaterea despre inflație este mult mai puternică decât la noi, deși rata inflației e tot pe acolo, e în jur de 15%. Care și la noi explicația? Explicația este că guvernul n-a avut, cum n-a avut nici în România, capacitatea de a o domoli. Acum se însemne că în România se domolește, că n-a mai crescut de la o lună la alta atât cât crescuse în lunile anterioare. Deci există o speranță că se poate stopa și eventual diminua încetul cu încetul. În Polonia nu există aceste semne bune și atunci dezbaterea este foarte puternică în jurul acestei probleme. Acum, guvernatorul despre care pomenim, că văd că e un adevărat personaj și e într-adevăr un personaj interesant, a exagerat aruncând nu doar vina asupra opoziției, Tusk e de vină că inflația e mare, dar spunând Tusk e de fapt instrumentul nemților care vor să facă un imperiu în Europa, ceea ce e o gumanie. N-aș plânge de grija Poloniei, care a trecut foarte ușor prin criza din 2008-2011. Pe de o parte, datorită structurii industriei, deci produc bunuri de consum care sunt necesare, da, zi de zi, nu știu, pastă de dinți, adică ei pot mere, în ceea ce produc. În timp ce în România producem cablaje auto sau frigidere care în criză nu-și mai cumpără una mașină, nu-și mai cumpără frigidere. Și atunci România a avut criza economică, a avut în România un impact mai mare. Doi, Polonia și-a dezvoltat și-a susținut, există capital propriu, investitori polonezi. Unii chiar au venit să facă afaceri în România. Când a început criza, mari investitori ăștia multinaționale și-au retras capitalul în țările de baștină. Și pe noi ne-a afectat foarte mult, vorbim de 2009-10, atunci când în moment de aia spun, Polonia are șanse să treacă și de această criză pe acești doi factori, pe acești doi piloni, se poate gândi că va trece mai ușor printr-o criză așa cum este cea prognozată în iarnă. Ne uităm constricție în jur, economică, recesiune, etc. Și constatăm ceva mai multă empatie, cel puțin în discursul public. Se tot dă exemplu Spaniei. Spania care supraimpozitează băncile, unde energia e de 4 ori mai ieftină decât în România. Ne uităm cu atenție și în Germania, unde se gândesc autoritățile la un sistem de reducere a TVA-ului pentru prețul gazului, ceea ce la noi e de neimaginat. Cum să reducem TVA-ul când TVA-ul aduce venituri la buget? Tot așa, în termen de comunicare, în Germania a redus TVA-ul, dar n-au avut efect. Vor să reducă și mai mult, pentru că acum înțeleg că facturile la gaz e posibil să crească cu peste 400 de euro în această iarnă și se gândesc cum să-i ajute pe cei vulnerabili în această posibilitate. Adică se comunică la centimă. Nu, înainte de comunicare se fac politici de stânga. Și Spania și Germania au guverne de stânga.
Asta nu înseamnă că neapărat dacă doar PSD-ul ar fi la guvernare singur, fără peneliști, ar face ceva similar, că nu există un acord atât de fin între diversele stânci europene. Dar e clar că sunt politici orientate la stânga, de țări unde partide de stânga au o lungă tradiție protecționistă în sensul protejării celor mai sărmani și așa mai departe. Asta e o diferență semnificativă în raport cu o țară ca România, unde e un guvern cu un partid membru al grupării socialiste și două partide. Dar din, una dintre cele mai sărace populații din Europa. Și cu resurse diferite, adică nu discutăm, spunea și domnul Vâlcu mai devreme, comparând România cu Polonia, resursele de care dispun spaniolii sau nemții în termen de consum public, nu? Forța pe care o dă economia acestor țări, bugetului, resurse pe care le pot bursa, Polonia are o bursă mai puternică, oamenii din Polonia, cetățenii au investit în loc să țină bani la saltea sau să-i arunce în mall-uri, îi pun la bursa de la Varșovia, deci există capital. La cetățeni te referi? La cetățenii, la noi, după primul șoc că au fost fondurile de investiții, lumea s-a speriat, nu mai investește, la revedere. Deci ăsta e capitalismul, voi, că vrei capitalism fără capitalism și fără capital. Da, până și scandalul acesta legat de pilonul al doilea de pensii, din care apar, dispar bani, generează... Uite, și asta e o chestiune. Adică am văzut reacția nu acestei confederații, a celor care gestionează fondul de pensii private. Și mă așteptam ca guvernul să reacționeze, pentru că îi spun acolo niște lucruri care sunt importante. Adică pentru o parte semnificativă a societății românești, pilonul 2 de pensii reprezintă o referință semnificativă pentru viitor, cum vorbeați la început. Și n-am văzut nici de la primul ministru, n-am văzut nici de la liderii politici, de la PSD, că e și el în guvern, de la UDMR, că și UDMR e un guvern. Da, și nu, trebuie să... nu sunt în vacanță și când sunt convins... Nu, dar aici dacă mai ieșea, să știți că uneori multă comunicare are efectul contrar. Dacă, aoleo, deci vorbește premierul, deci se întâmplă ceva. Da. Au fost niște lor de poziție, de personaje fără o expunere atât de la vârf din toate cele trei partide, au explicat analiștii că aceste fonduri tocmai de-aia mai cresc, mai scad, mai... Eu m-aș întreba în Salcioa dacă ele... E o chestiune care vizează atât de mulți oameni și e vorba de fapt e vorba de niște lucruri simple și oamenii nu îi urmează pe analiști, că nu analiștii îți garantează... Iar confederația respectivă ar trebui să explice... Doamne, dacă ei investesc, nu știu cât, ponderea cea mai mare în titlul de stat, lucru care e extrem de simplu, ei banii de acolo cumpere titlul de stat. Cum justifică acea sumă mare pe care o iau ca salariu, recompensă, ce iau? Facem o foarte scurtă pauză, vă mulțumesc foarte mult, ne întoarcem după o scurtă pauză. Prețul barilului de petrol scade, prețurile carburanților rămân la fel. Un comunicat din partea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România solicită guvernului să explice de ce tolerează menținerea prețului crescut al carburanților. Avem o legătură directă cu domnul Vasile Ștefănescu, reprezentant al acestei confederații. Bună ziua, domnule Ștefănescu, vă mulțumesc mult! Bună ziua noastră și telespectatele noastre! Bun, domnule Ștefănescu, dumneavoastră cereți explicații din partea guvernului pe fondul scăderii barilului de petrol, prețului barilului de petrol, doar că guvernul se gândește ca din octombrie încolo să renunțe și la compensarea asta pe care o avem în prezent. Ăsta e și motivul pentru care am dat acest comunicat astăzi. Am citit că se dorește să se renunțe și la cei 50 de bănuți, niciun fel de problemă, dar atunci problema noastră este alta. Dacă barilul a ajuns la 90-95 de dolari, de ce menținem prețul la 9 lei? Când era 120-130, haideți, s-a crescut la 9 lei, 9 lei și jumătate, a ajuns la 9 lei. Acum de ce nu scade? Ce se întâmplă? Ce face Ministerul Energiei? Ce face până la urmă? Ce facem noi? Pentru că în stilul ăsta vreau să vă spun că nu vom fi mai săraci. Vom fi vai mama noastră. Până la urmă trebuie să ne facem un partid al proștilor și al săracilor din România.
că nu se mai poate. Păi, la ce vă așteptați din partea guvernului? Ce ar trebui să facă? Știți deja ce deci, spun autoritățile? Deci, arată către Consiliul Concurenței, etc. Așa. Vă rog. Avem un guvern al României. Consiliul Concurenței s-a demonstrat, nu face nimic. Este pus acolo, dar să-și ia bani. Dar avem un guvern al României care trebuie să ia măsuri. Păi, fraților, pe data de s-a mărit barilul. Ați ajuns la 9 lei litru de motorină. Acum am ajuns la 90 de dolari litru de 90 de dolari baril de motorină. Unde, de ce nu scădem motorina? De ce nu scădem? Deci la 120 de dolari barilul de motorină, acum câteva luni de zile era 5 lei litru de motorină. Acum la 90, domnule, nu scad sub 5 lei, dar măcar adu-mă înapoi la 5 lei, că e 90 de dolari litru de motorină. Unde ne vom duce cu prețurile astea? Vine iarnă, energia crește. Auzim pe de-o parte că noi am vândut energia până la sfârșitul anului cu 300-400 de lei și cumpărăm cu 4.000 de lei megavatul. Pe unde ajungem până la 8? Da, în condițiile în care domnul Ciolacu era cel care spunea că până la sfârșitul acestui an nu se va mai justifica menținerea acestei subvenții la combustibil. Pe ce se bazează domnul Ciolacu? Aveți idee când spune că nu se va mai justifica? Dacă în România prețurile oricum nu scad? Noi vedem prețul la motorină. Mă rog, au scăzut puțin, trebuie să recunoaștem. Au scăzut puțin. Cât au scăzut? 20 de bani, 30 de bani? Probabil data nu ne mai dau la 50 de bani. Au scăzut, da? Ok, nu mai dau la 50 de bani. Dar atunci trebuie să aducem motorina la prețul real. Motorina la prețul real acum trebuie să fie nu 4 lei, 5 lei. Trebuie să ne dea motorina înapoi cu 5 lei. Pentru că de aici se vor scădea toate prețurile din piață. Vor scădea și alimentele, vor scădea costurile pe transport, vor scădea absolut tot. Nu se dorește. Deci cineva, într-adevăr, vrea să fim săraci cu totul. Nu numai, toată lumea. Dar că nu știu ce se urmărește. Probabil vrea să ține mașinile doar așa, în parcări sau pe dreapta, că nu înțelegem. Nici transportul nu o să mai putem... Eu vă întreb un singur lucru. Dacă noi mărim transportul cu 100%, cum s-a mărit motorina de la 5 lei la 9 lei, unde ajungem? Vă referiți la mijloacele de transport în comun, presupun. Vedem că, pe de-o parte, spune că salariile bugetarilor se măresc. Niciun fel de problemă. Nu ținem noi cont cine mărește salariul. Dar pe partea cealaltă întreabă sectorul privat. Dacă poate să mărească salariile? Dacă sectorul privat se poate întreține în continuare cu aceste prețuri aberante, de la motorină până la energie, până la gaz, până la absolut tot, se poate menține și susține sectorul privat? Eu vă spun că nu. Nu, pentru că noi plătim doar la stat. Dar statul subvenționează și face ce vrea și dă cui vrea bani. Dar noi trebuie să plătim. Ok, plătim. Dar atunci tu, Guvernul României, tu, Ministerul Energiei, ajută-ne și fii corect. Cu aceste multinaționale care sunt ca niște căpușe pentru noi. Gata, a furat destul, fraților. Dați înapoi. Da, eu vă mulțumesc, domnule Ștefănescu, pentru intervenția dumneavoastră. E important să vă facem cunoscut punctul de vedere și e important și ce ați spus, dacă ar scădea prețul combustibilului în concordanță cu scăderile de pe piața mondială, s-ar vedea asta și în prețul alimentelor și în prețul vieții de zi cu zi până la urmă, pentru că tot acest preț al combustibilului a contribuit la scumpiri. Îl salut pe domnul doctor Tudor Ciuhodaru. Bună ziua, domnule doctor! Un subiect destul de sinistru, dar se vorbește intens despre el și am vrut să știu punctul dumneavoastră de vedere. Moartea subită sună groaznic. Moartea subită de care sunt afectați tinerii cu precădere. Înțeleg că acest fenomen provoacă moartea peste 200.000 de tineri în fiecare an doar în Statele Unite. S-a vorbit despre acest fenomen al morții subite după moartea basketbalistei Alessia Raiciu în vârstă de 18 ani. Domnule doctor, explicați-ne mai întâi ce este acest fenomen și de ce se vorbește acum despre el. Doamna Chiriac, să fie foarte clar, nu este un fenomen nou, nu este un sindrom nou, se întâmplă și la adulți, se întâmplă și la copii, mi-l prevedea profesorul Scripcaru când eram în facultate. Incidența este aproape 3% de mii de cazuri și să știți că este mult, este o boală a lumii moderne până la urmă, iar cea mai frecventă cauză, dacă vorbim despre adulții tineri, este tulburarea paroxistică de rind, fie că vorbim despre fibrilație ventriculară, fie că vorbim de tachicardie ventriculară și paradoxală, atenție doamna Chiriac și atenție tinerilor sportivi. Incidența morții subite este de aproape 3 ori mai mare la sportivi. Probabil că această activitate fizică, stil de viață, comportament, stresul competițional funcționează ca un revelator pentru astfel de cazuri și este extrem de important ca această moarte subită să fie prevenită.
și poate fi prevenită, doamna Chirial, pentru că în foarte multe cazuri vorbim despre boli cardiace congenitale sau dobândite, unele dintre ele cu determinism genetic, iar în Italia din 1982, când s-a modificat practic modul de evaluare a sportivilor de performanță, inclusiv cu teste genetice, s-a scăzut incidența morții subite, atenție, cu aproape 10 ori, de aproape 10 ori. În plus, educație pentru sănătate, recunoașterea primelor simptome este esențială, iar aceste evaluări clinice, imagistice și biologice pot face diferența. Pe de altă parte, tot prevenție se cheamă să poți interveni în cazul unui stop cardiorespirator pe terenul de sport și uitați-vă și dumneavoastră în țările europene, precum Belgia, în care au introdus defibrilatoare la colți de stradă și pe toate terenurile de sport, rata supraviețuirii a crescut de la 20% la 60%. Stați puțin, adică că nu știu 3. Asta. Belgenii au defibrilatoare la colți de stradă? Da, au și în Parlamentul European, au din 50 în 50 de metri. Există în toate clădirile publice, există în toate zonele care sunt aglomerate, există ceea ce am zis și eu, că a face o prevenție eficientă înseamnă și pe de o parte de a avea acea zi liberă, a continua educația pentru sănătate și la adult, a o zi liberă plătită de stat, doamna Chiria, ca să nu fie problema că sunt dezavantajați cei din firmele private, plătită de stat în care învață și repetă noțiunile de prim ajutor, pentru că repet pentru a mia oară, pentru a fi adevărat eficient, aceste cunoștințe, științe, deprinderi și abilități trebuie cunoscute precum alfabetul sau tabla mulțirii. Au aceste lucruri, există aceste lucruri, iar faptul că știu să intervină prompt face diferența de foarte multe ori în astfel de situații critice. Știu că această moarte subită a devenit foarte mediatizată în contextul în care vorbim despre pandemie, că ar fi mai multe cazuri. Pe de o parte, vă reamintesc faptul că sunt pacienți ultramediatizați, vedete sau performanțe, da, în domeniul lor. Asta e, sunt oameni, organismul lor acedat. Nu despre vedete vorbim, ci despre fenomenul acesta. Vorbim despre oameni care sunt foarte expuși mediatic, pentru că și acest lucru a dus la mediatizarea intensă a acestui fenomen. Pentru că gândiți-vă și dumneavoastră, un 3% de mii număr de cazuri, asta înseamnă că în București sunt anual peste 100 de cazuri de moarte subită, de care nu a vorbit nimeni până acum. Și asta e adevărat. Știu că se pune acum în balanță. Că se pune acum în balanță dacă au crescut sau au scăzut aceste număr de cazuri de moarte subită și dacă este vreo legătură cu pandemia, dacă este vreo legătură cu COVID-ul, coronavirusul în sine sau cu vaccinul, la doamna Chiriac. Ca să se lămurească aceste lucruri, și să știți că eu am voi cere din nou în Comisia Post-Coronavirus în Parlamentul European, în august va fi această întrebare, să ne spună și Comisia Europeană dacă sunt mai multe cazuri de moarte subită la nivel european. Ar putea să o facă și România, dacă vrem să fim transparenți. Să ne spună dacă au fost mai multe cazuri la cei care au trecut prin boală sau la cei vaccinați, pentru a avea o imagine clară a ceea ce se întâmplă în acest moment și a nu mai exista aceste discuții, pentru că oricând poți să speculezi pe o direcție sau alta această informație. Și pe de altă parte, vă reamintesc că una dintre cauzele de moarte subită este miocardită, aproape 6% din cazuri, iar ea poate fi provocată, atenție doamna Chiriac, și de virusuri și de vaccinuri, de ambele dintre ele. Iar toată această discuție a fost lansată practic și relansată, pentru că vaccinarea a devenit un scop în sine, că a devenit practic obligativitatea ei. Și dacă nu ar fi fost aceste restricții, știți că am votat împotriva pașaportului verde și a prelungirii lui, dacă nu ar fi fost aceste restricții legate care ne-au distrus practic viața noastră de fiecare zi. Nu am putut merge la spital, nu am putut merge la școală, nu am putut merge să cumpărăm haine și mâncare pentru copii, nu am putut să mergem la locul de muncă. Dacă ar fi rămas în continuare, că vorbim despre un produs cu autorizare condiționată de punere pe piață, la latitudinea fiecare dintre noi, lucrurile acestea ar fi fost normale. Mulțumesc mult! Trebuie să răspundem la aceste întrebări, pentru că transparența ar trebui să facă diferența. Vă mulțumesc, domnule doctor, mai aveam și alte subiecte, dar cu siguranță vom apuca să le discutăm. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Urmează Politica Zilei cu Ioana Constantin. Ne revedem mâine la ora 17 la News Pass. Să aveți o după-amiază liniștită.